Bună dimineața, dragi prieteni! Sincer să vă spun, așa îmi vine câteodată să urlu de atâta nedreptate, de atâta umilință, de atâta impotență, că vrei să-i apuci de gât pe mulți, că îți vine să-i dai cu capul de primul copac pe ăștia care au uzurpat puterea, care au falimentat statul ăsta și pe care nimeni nu-i atinge, pe care nimeni nu-i cercetează penal. Eu ieri am avut 5 procese de judecată. Dar cei care au uzurpat puterea stat, cei care au falimentat statul ăsta, care au fost șefi în instituțiile de stat, astăzi sunt boierii Moldovei. Au trecut cu vederea conducerea Republicii Moldova o știre de o importanță vitală pentru economia noastră, pentru viitorul nostru, pentru a-i pune la respect pe cei care au furat. Fiți atenți, vă dau titlurile de știri și vă spun cum doarme procurorul general, șefa de la Procuratura Anticorupție, așa cu Oscarul, Iulian Rusu, care se ocupă cu nu știu ce dracu se ocupă, cu ce se ocupă șeful SIS-ului și alții, de ce nu preîntâmpină, de ce nu spun sechestre, de ce nu se pornesc dosare penale pe cei care au furat și acum scot imobilele, scot banii din țară. Și vorba de sute de milioane. Uitați-vă la titluri de știri ca să nu spun și le comentăm împreună. Ați văzut așa numita companie Fly One, deținută de Vladimir Cebotari, unul din cei mai apropiați oameni al lui Vladimir Plahotniuc, și nimeni nu ascunde lucrul ăsta și toată lumea știe, cel care a lucrat la compania aeronautică civilă, cel care de fapt a devenit milionar lucrând la stat, cel care a fost ministrul justiției, cel care a fost deputatul lui Plahotniuc, cel care împreună cu Candu, cu mizerabilul cel de Candu, și cu toate râsurile o distrus, o falimentat statul ăsta pas cu pas. Cei care împreună cu Candu și cu Filip și cu toate, ca să nu trec la jargon, în 2018 au privatizat Air Moldova. Le-au luat cele mai importante curse, destinații care duceau oamenii și erau profitabile. Că toată lumea înțelege că nu toate cursele din Chișinău sunt profitabile. Profitabil 22, așa și în aviație. Era profitabil direcția Italia, direcția Moscova, Fly One-ul. Vladimir Cebotari, Plahotniuc, au preluat cele mai importante curse, au făcut sute și sute și sute de milioane împreună cu Șor, cu aeroportul, și după și au venit noua conducere să ocupă doar de dosare pentru Vasile Costiuc. Pentru asta trebuie să-i dai cât 5 dosare, ca să nu mai vorbească public de Vladimir Cebotari, să nu vorbească de Căcanariu și ala de Nichiforciuc, să nu vorbească de Candu, care e businessman la București. Fiți atenți, după și Șor a primit 15 ani cu sechestrarea imobililor, bunurilor, mașinile de lux, Vladimir Cebotari, ca motanul și al gras, își scoate avioanele și știrea care dată astăzi îi spusă clar, scoate avioanele și le registrează România. Și domnule Cebotari, așa e că România nimeni nu vă mai ia avioanele și dacă mâine îți pornești un dosar penal, ce o să poată să-ți ia de aici? Castelul și al de câteva milioane de euro în care trăiești, e adevărat, castelul important în care trăiești tu. Dar avioanele, tu le duci la București, nu că ai grijă de securitate. Tu ai spus că din motive de securitate. Pe dracu un patru te temi tu de securitate. Tu scoți avioanele din țară și aici fac apel. Scoate avioanele și le înregistrează în România, că România nu-l mai atinge nimeni. Și le pune pe altă companie, pe soră, pe mamă, pe nu știu ce, ca și Viorel Morari, cu care mă judic. Și acolo în România va fi cel mai de prosper și de afaceri, cel mai de afaceri și cel mai prosper om din Republica Moldova. Exact cum e fostul premier-ministru Prințul Sturzescu, care e super milionar și care acum vine și ne dă lecții de moralitate. Cebotari o să vină și el la televiziuni pe România și la noi și o să ne spună cum trebuie să supraviețuim noi proștii cu 2000 de lei salariu. Eu, din numele Partidului Democrația, ca să fac apel către adornita și deținătoarea premiului Oscar, asta adusă din America, să se trezească dracului, să iasă dracului din procuratura aceea și să uite la știri măcar, dacă nu-i duci capul, să analizeze cu mintea lor, să pornească dosare, nu pe Vasile Costiuc debililor, nu pe mine, n-am furat eu avioanele, n-am furat eu aeroportul, să pornească pe cei care astăzi dețin avioane, dețin aeropoarte, să pornească câte 20 de dosare dacă trebuie, în toată ziua, Dodon și alții să vină în toată ziua la procuratură
ca la serviciu, de 5 ori pe zi. Cum pe mine mă aduceți de 5 ori pe zi la judecată, pe Dodon, pe Cebotar, pe Candu, pe Filip, pe ăștia să-i hărțuiți. Dar ăștia scot avioanele, ăștia sunt super milionari. Bă, voi sunteți impotenți totale, impotenți sau complici, că deja nu mai știu. Impotenți sau complici. Voi nu înțelegeți că intenționat s-au anulat după și s-a întors aeroportul în proprietatea statului. Air Moldova a anulat pe bandă rulandă toate zborurile pentru ca să creeze tensiune și neîncredere în guvernare pentru diaspora. Diaspora spune, da, duceți-vă voi la dracu cu aeropoartele voastre, cu Fly One-urile voastre, cu Air Moldova voastră, ne-ați anulat zboruri, ne-ați anulat, m-ați pus în situații, nu mă pot întoarce la serviciu, special să face. Și guvernarea iese acicare cu de gros, spune, da, noi o să estimăm, o să evaluăm, o să vedem. Băi, toate acestea sunt diversiuni economici, financiare, politici împotriva guvernării, debililor. Și să vă mai spun, toți își bat joc de voi, băi, s-au anulat pe bandă rulandă tot ce înseamnă Air Moldova. Acum Fly One-ul mai cumpărat avioane și se duce în România. Mâine și o să-i gâdiliți la talpă pe Vladimir Cebotar și pe Candu. Sau voi aveți înțelegeri în campanie electorală? Eu doar întreb, băi băieți. Eu întreb pentru așa care s-au înțeles cu Candu, cu Nichiforciuc, cu Vladimir Cebotar. Au făcut înțelegeri pasul în campanie electorală să lovească în Vasile Costiuc, în democrația acasă, să nu trecem în Parlament. Și acum, ca și plată la înțelegerile lor, că ieșeau și făceau declarații că Costiuc e proiectul nostru, li se dă voie să scoată avioanele din țară. Nimeni nu o trage atenție, așa e, nici nu s-aude. Procurorul general care nu știu a cui, Drăgălin care nu știu a cui, nimic, zero, da? Voi le dați voie să scoată avioanele din țară și nu faceți nimic și deja vă fac eu apeluri publice, pentru ca să vă răsplătiți cu înțelegerile pe care le-ați avut în campanie electorală. Dar oamenii au înțeles lucrul ăsta cu regret mai târziu. Și toate mesajele voastre mizerabile care nu votați partidele mici, votați-ne pe noi că noi avem nevoie de toată puterea. Și am aveți toată puterea. Și ce faceți voi cu dânsa? Cebotar își scoate avioanele, Candu face mall-uri la București, toți, Nichiforciuc face partid, Țuțu face de astea selfie-uri. Bă, voi sunteți impotenți, paralizați sau voi aveți înțelegere cu cei care au uzurpat puterea în stat. Filip, în general, închiriază pentru Vamă și pentru toate imobilele lui. Bă, brigada lui Plahotniuc o duce mai bine, Vaja o duce mai bine decât pe timpul lui Plahotniuc. Ei mai bine o duc acum, că n-au responsabilitatea administrării statului, n-au responsabilitatea să plătească salarii. O distrus economia, o lăsat găuri de zeci de miliarde de lei în buget și acum n-au nicio responsabilitate. Ei pur și simplu mult mai departe și ei și au ei companii. Iată, asta e adevărul și realitatea, mai ales pentru diaspora. Vă rog să distribuiți că ne-au blocat, m-au raportat iarăși Facebook-ul, ne-au blocat pe 30 de zile. Vă rog să distribuiți ca să ajungem la toată lumea. V-am cuprins, v-am salutat, minte, înțelepciune și pușcărie bandiților.